Cu puțin înainte de emisiunea de ieri, mamele încurajau pe Cosmina să nu renunțe la Alin doar pentru că Adelina a revenit în emisiune. Deci acum o să stau cu dumneavoastră, mamelor, din ce în ce mai mult. De ce? Zilele astea. Nu mă încântă o prezență în această casă, nu mă încântă intrarea persoanele respective și chiar nu mă simt bine. Nu am zis că de ce. Paolo, copilul, pe noi ne încântă prezența ta. Mersi. O de la o parte, fetele? Nu, să simtem plus acum. Nu simt în plus, pur și simplu. Privirea e falsă, privirea e răutăcioasă, da. Degeaba vorbele sunt dulci. Pare rău, eu simt omul din start, de când, din prima secundă în care s-a uitat așa la mine, da. Du-te, mă, de aici, zic. Geloasă din cap până în picioare. Și acum să mă întrebe lumea, da, sunteți prieteni, ți-e indiferent? Nu, frate, nu mi-e indiferent. Nu-mi convine că ai intrat. Simplu. Să-l vezi ce e schimbat iar. Păi logică e schimbat. Eu nu văd bine șansa asta de a intra a doua oară. Dacă prima dată nu a făcut treabă. Eu mă pot băga, că pot să fiu și... Ar fi cazul să fii mai incisivă, draga mea. M-ai înțeles? Ar fi cazul. Da. Nu ne bazăm pe bunul simț a cuiva. Doamne, dacă vă spun din bucătărie o chestie, deci se mânca în bucătărie și erau pulpițe de pui cu niște salată, niște nu știu ce, și m-am ușor la masă, frumos, m-am așezat. Și stăteau unul, da, celălalt aici, dar știu, dar nu stres. Nu stres. Nu vreau să scot osul. Deci eu când am auzit, deci m-am și uitat așa spre el, exact așa am făcut. Și știți ce a zis? A zis, dar ce eu, n-am două mâini, n-am... Tot ca să-l cumpere. Tot ca să-l cumpere, face gestul. Nu-mi place. Și în schimb de Alin, îmi place maxim. Și că scot osul de la carne, de ce el n-avea mâini, era... Ciung, face niște gesturi, vezi, Doamne, că ea îl iubește dacă îi scoate osul de la carne. Vrei să-ți mestec, să-ți dau în guriță? Da, păi cam asta, dar înțeles. Eu sunt total opusul. Exact total opusul. Îi scoate osul de la carne? Da. Nu, dragă, lasă-l, pac, dă-i cu el. Așa îl iubește, mă, ea, că îi scoate osul de la carne. Și dacă asta o lingușeală, scuze. E de normal. Că de ce nu mă suportați? Dacă nu-mi place de tine, nu-mi place de tine, nu-mi place caracterul tău. Ce vrei mai multe? Nu, că trebuie să existe un motiv. Ăsta nu e un motiv? Auzi, dați-mi un motiv. Că ce, sunt urâtă? Da, nici frumoasă nu ești. Păi, dar dumneavoastră cum sunteți? Păi, eu am 50 de ani. Nu pot să cred că a zis asta. Nu pot să cred că a zis asta. Nu, da? Pot. Nu pot. Dar dumneavoastră cum sunteți? Păi, eu am 50 de ani, n-am 20 ca tine. Auzi? Păi, da, normal. Ne ferește-mă. Ca să vezi răspuns. Scot bihorea în cap, afară zilele astea. Da, nu mai am atâta timp. Timp e cât cuprinde. Iar după încheierea emisiunii, Cosmina continua să primească încurajări de la majoritatea mamelor, în ciuda temerilor ei legate de timpul rămas. Dacă mai erau două zile, mai deschideam niște portițe, așa... Două zile mai îmi trebuia. Două. Leoaica. Băi, Leoaica, că zic sincer, știi, clar. Îmi luasem geaca lui pe mine, că tot la mine în cameră a ajuns, și am început să mă duc cu ea prin cameră la fete. Ia, uitați ce geaca am, dar vine perfect și din astea. Și la un moment dat ne-am pus, am lăsat geaca jos, ne-am pus pe patul Mariei și zicea Maria că aici e așa un loc plăcut, tot timpul te relaxezi cu ursuleții mei, nu știu ce. Și zic eu, dar din greșeală, așa, zic, ăsta e colțul de Alin. Da, Alin de la Alin. Și apare... Ce se întâmplă? Ce? Despre ce vorbea? Despre nu știu ce? Și după aia face Romina. Ia, cum dansa Alin la petrecere? Și m-am pus lângă Romina și dansa un dog. Da, da, nu prea e frumos. Eu așa zic. Nu prea e frumos. Început. Da, doar că... Că nu e. Era conversația. N-ar fi caz să pleci de aici. Doar că nu e frumos să vă băgați. Mie nu mi se pare că nu e frumos. Mie mi se pare că era o conversație dinainte. Normal. Să intre în cameră. Deci nu se pune problema că nu-i frumos. Se mai poate face așa? Nu se mai poate acum. N-ai văzut că astăzi când a plecat n-a mai pupat-o? Gata, i s-a pus interdicție, cred. S-au îmbrățișat azi doi. Sunt curioasă dacă nu mai poate să mai vorbesc. Doamna Vera zice că e de părere probabil că nu-i bine să mă bag de nu fierbe oala, ceea ce da, corect. Dar tu nu te bagi nicăieri, femeie. Dar chiar nu simt că m-am băgat, chiar simt că glumițele care le făceam în cameră nici nu era de față sau așa. Dar oamenea ta a început să fiarbă, așa că... Păi... Mă zici de ce faci. Uh-huh. Serios, acum să stau ca o bleagă să nu zic nimic dacă eu simt să spun nu, ceva sau să stai acolo la colț după ușă. Da. Mii doi foarte tare să seamănă, extrem de mult, și am zis că dacă, cum ar fi, simt el sau ea notă de bine, ea să apropii, să-l îmbrățișeze, să vorbească, să dea un sfat, să fie lângă el, că cu oricum mai bine simt. Dar cu ce greșesc dacă fac așa? Pentru că deja are iubită.
Eu îl întreb pe Alin. Băi, e ok dacă așa? E sigur că ține cu ea. Da, o să vedem. Da, ok, o să zic că s-a îndrăgostit, ba da. O să văd. Ba, da. Când m-am dus să le iau în brațe după live, m-a luat în brațe, n-a avut nicio... S-a îndrăgostit. V-ați uitat la moment? Da, eu să scap. Știam că dacă vine, el schimbă. A devenit un pic mai închis. Supărat, stresat, gânditor. Și înainte era... Ce vă să pe ea, e mai bine știi. Nu, da, știi, nu, eram bine, vorbeam, glumeam, ha, 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 hi, 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 toată lumea alerga, toată lumea era fericită. Dacă el îmi va zice mie numai, fără apropieri și fără chestii de genul ăsta, o să respect perfect treaba asta și nu o să mai am nicio treabă. O să zică. Nu, nu o să am nicio treabă atunci. Da, eu nu prea știu cum să interpretez vorbele tale. Da, în primul rând îmi cer scuze acasă, pentru că nu așa am fost educată, nu am primit educația asta din partea lor, să știe treaba asta. Am avut, senzația că erau răutăți din partea ei fără să le vorbească, ca și cum că mi le exprima. Eu am vorbit cu Adelina, noi... E totul calm. O să vedem discuția un pic mai târziu. Suntem, eu zic că bine, suntem amândouă fete civilizate, chiar nu mai are sens să mai vorbim una despre alta sau chestii de genul ăsta, pentru că are Alin destule pe cap și destul stres să mai intru și eu unde nu-mi fierbe oala și să-l mai stresez și eu în plus. Da, da, corect. Vreau să le spun telespectatorilor că a fost o dispută între voi două pe care o să vedem astăzi. Împăcarea o vedem mâine, când știi cum e, ca în episoade. Ce să facem dacă se întâmplă multe. Pe de altă parte, vreau și eu să înțeleg cumva tu ai simțit în sufletul tău că dacă nu s-ar fi tors Adelina, ar fi putut evolua lucrurile altfel între tine și Alin? În sensul în care aș fi putut, cum am zis, chestia cu portițele, eu nu mă refeream la portițe spre mine, mă refeream la portițe de ale lui, că să se hotărească pe anumite chestii, chestii de genul ăsta, pe sfaturi, nu mă refeream la neapărat la mine. Acum nu o să spun că nu-mi place să fiu ipocrită sau așa, nu o să spun că dacă nu ar fi fost cazul de relația lor sau așa și eu intram de la început în casă și îl găseam pe Alin, nu îmi plăcea de el. Îmi plăcea de el foarte mult, ca bărbat, 100%. Okay. Dar eu îmi știu limitele și e frumos așa. Bine.